În Ținutul Cailor Frumoși ea ține hățurile și este fata cu trei facultăți refugiată la țară. Asemenea unei amazoane curajoase din mitologia greacă, și ea a devenit un simbol al curajului feminin, un model de ambiție. Este și driver de atelaje, participă la concursuri cu trăsuri de cai și, într-o lume a bărbaților, câștigă competițiile pe bandă rulantă. Natalia Balotă este cea care se antrenează de zor pentru o viitoare competiție de atelaje. A plouat toată săptămâna și cum a prins o zi de soare a ieșit cu lipițanii ei, cu care participă la etapele concursului național de trăsuri. Suntem la Săcuieni, în Bihor, la doi pași de granița cu Ungaria, unde se găsește cea mai mare herghelie privată de cai semigrei de la noi. Peste 300 de exemplare valoroase sunt îngrijite aici, iar șefa fermei este Natalia. Este absolventă a trei facultăți, drept, protecția mediului și silvicultură, și în prezent conduce și un ocol silvic din județ. La două dintre facultăți a terminat șefă de promoție. Face zilnic naveta, dar în afara programului își dedică tot timpul fermei pe care familia o are la Săcuieni și s-a mai remarcat printr-o performanță frumoasă. Este multiplu campion național și internațional la atelaje. A concurat la început împreună cu tatăl său, căruia i-a fost mai întâi secund, adică membrul echipei care echilibrează atelajul, stând când pe stânga, când pe dreapta, pentru a nu se răsturna în curbe. De câțiva ani, concurează și împotriva lui în atelaje diferite și nu de puține ori l-a învins și pe el și pe alți concurenți de la noi sau din străinătate. A ținut să-l depășească pe cel care a inițiat-o practic în acest sport, iar imnul românesc s-a auzit în Ungaria sau în Germania după reușitele Nataliei la cursele cu obstacole. E un concurs destinat bărbaților în care abia de curând în România s-au înscris și fete. Natalia participă de când a primit buletinul, adică de acum 17 ani. Atunci a adus primele cupe. Niciun moment nu s-a gândit că n-ar avea șanse de câștig într-un sport al bărbaților. Pentru a mânui trăsura e nevoie de multă îndemânare și forță fizică, iar Natalia s-a apucat să tragă de fiare la sală pentru a face față. Trebuie să te asculte caii, trebuie să fii mereu pe fază cât timp se alargă pe traseu. Taloanele nu trebuie doborâte pentru a nu lua penalizări și trebuie acționat contra cronometru. Încă de pe la 8 ani, Natalia și-a dorit să participe la marile competiții de echitație și chiar a fost antrenată de un profesionist. O afecțiune a coloanei depistată la timp a împiedicat-o să participe la concursurile de echitație și a fost tare mâhnită de eșec copil fiind. Atunci, tatăl, care avea herghelia mult mai mică, dar avea grijă de 3.000 de oi, a decis să se antreneze împreună cu ea pentru atelaje. De călărit, Natalia mai călărește doar ca să se relaxeze pe dealurile de lângă herghelie, relatează știrile ProTV.ro.